restaurați, invitați, onorată audiență. Vă mulțumim pentru prezență și îmbrățișăm cu drag răspunsul afirmativ de a participa alături de noi la ziua de 8 aprilie, respectiv Ziua Internațională a Romilor. Acum 51 de ani, în 1971, avea loc primul congres al romilor, congres în care se stabilea o identitate comună, o identitate care stabilea steagul, limba, istoria și, bineînțeles, ziua de 8 aprilie, ca însemnând Ziua Internațională a Romilor. Anul acesta, din păcate, asistăm la ceea ce probabil ne așteptam, respectiv la un război, război împotriva Ucrainei. Motiv pentru care astăzi vom marca ziua de 8 aprilie dintr-un spirit de solidaritate sporit față de frații și surorile noastre care fug din calea războiului. Știm cu toții că în aceste vremuri persoanele cu grad mare de vulnerabilitate sunt mai mult expuse riscurilor pe care poate să le provoace acest război. Motivul pentru care am ales această locație este pentru că la câteva sute de metri se află Gara de Nord. Gara de Nord care a devenit în ultima lună de zile refugiu pentru zeci, sute de mii de victime care fug din calea războiului. Atât noi, Platforma Civică Arasel, cât și colaboratorii noștri, Roma Education Fund, Roma Economic Development Initiative, au fost alături de acești refugiați. Refugiați care, inclusiv în acest moment, se află în sală și le mulțumim pentru efortul pe care îl depun. De asemenea, lăudăm și îmbrățișăm implicarea și solidaritatea manifestată de către toate instituțiile și organizațiile în a oferi sprijin în regim de urgență cetățenilor ucrainieni care au fost din calea războiului, asistență și suport. Instituții care azi se află alături de noi. Și mulțumesc, aș dori să nu ne ferim să continuăm aceste aplauze. Pentru că România, indiferent că instituții, că au fost instituții de stat sau cetățeni, a reușit să dea un exemplu întregii Europi prin felul cum a reacționat și a arătat solidaritatea față de aceste victime. Știm cu toții, am văzut la știri, atât în Vama, cât și la Gara de Nord, s-au mobilizat împreună atât societatea civilă, cât și autoritățile statului și au reușit să ofere sprijin și asistența acestor victime. O parte din aceste instituții se află alături de noi și cu permisiunea dumneavoastră aș dori să introduc prima instituție, respectiv Instituția Președinției României, o instituție care a răspuns favorabil tuturor demersurilor pe care Platforma Civică Arasel a inițiat și ne amintim, bineînțeles, de momentul din 2019, când în prime time, președintele nostru, Iohannis, citez, s-a aplecat asupra manifestului romilor înaintat și inițiat de către Platforma Civică Arasel. Astăzi, alături de noi se află domnul Sergiu Nistor, consilier prezidențial. Domnul Nistor, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și înainte de a vă cere permisiunea să dau citire mesajului președintelui României adresat cu prilejul zilei de 8 aprilie comunității romilor, vreau să-mi permiteți doar să spun două cuvinte cu titlu personal. Puține zile și puține sărbători se întâmplă ca într-o perioadă atât de scurtă, de numai 16 ani de la inițierea lor, să capete un profil public, așa cum Ziua Internațională a Romilor și Ziua Etniei Romilor din România o are
astăzi, 8 aprilie 2022. Acest lucru este în sine un lucru remarcabil, care vorbește de o voință atât a oamenilor cât și a instituțiilor. Prezența mea aici, în calitate de consilier prezidențial, prezența reprezentanților Guvernului României, prezența reprezentanților instituțiilor internaționale și ambasadelor la București, dovedește că 8 aprilie a intrat deja în agenda, nu doar în calendarul, instituțiilor și autorităților publice. Acest lucru, încă o dată, are o semnificație cu totul deosebită. Și acum, vă rog să-mi permiteți ca să dau citire mesajului pe care președintele României, excelența sa, Klaus Werner Iohannis, l-a adresat astăzi comunității romilor. De Ziua Internațională a Romilor, devenită prin lege sărbătoarea etniei romilor din România, doresc să adresez tuturor cetățenilor de etnie romă urări de sănătate, prosperitate și pace. La această sărbătoare se cuvine să amintim faptul că romii au dat României un patrimoniu și tradiții valoroase. Numeroase personalități în domeniul culturii, artelor și științei, care au contribuit la afirmarea identității proprii, dar și la diversitatea benefică a comunităților și omenirii în ansamblu. Trebuie să facem astfel, ca tinerii să găsească în aceste personalități modele demne de urmat, să poartă mai departe tradițiile și obiceiurile înaintașilor cu respect și mândrie. Am convingerea, spune președintele României în mesajul său, că diversitatea etnică și culturală hrănește reziliența comunităților și susține societățile în care libertatea și demnitatea umană se fructifică într-un viitor prosper spre binele comun. Sărbătoarea etniei romilor este un bun prilej de aminti că, din această perspectivă, emanciparea civică, socială, economică a romilor din țara noastră este un obiectiv comun de mare importanță. Salut și sprijin eforturile comunității rome din România de a-și face cunoscut trecutul și obiceiurile, auzită vocea și prețuită contribuția la dezvoltarea societății noastre. Romii, mult timp anonimi pentru istoria oficială, și-au dat viața pentru împlinirea marilor noastre idealuri, fiind însă victime ale violenței, urii și rasismului. În această perioadă, sărbătorile poartă pecetea dramei semenilor noștri din Ucraina. Romii sunt angajați în aceste zile în efortul nostru național de solidaritate și implicare civică. Fie ca Ziua Internațională a Romilor să aducă bucurie în sufletele tuturor celor care, cunoscând din plin suferința și nevoia, așteaptă de la această sărbătoare a etniei romilor din România lumina păcii și căldura conviețuii. Mesajul președintelui se încheie cu urarea la mulți ani membrilor comunității rome din România. La mulți ani!